Au fost luate măsuri împotriva șoferului din Slatina, care luni a provocat un grav accident de circulație în zona podului Olt. A intrat cu autoturismul într-o mașină în care se aflau doi soți, de 73, respectiv 74 de ani, din Slatina. În urma impactului violent, femeia a murit pe loc. Soțul ei se află în stare critică la terapie intensivă. Ieri, autorul accidentului, un tânăr de 29 de ani, a fost reținut pentru 24 de ore pentru cele trei infracțiuni grave de care este acuzat: ucidere din culpă, conducere fără permis și sub influența drogurilor. Pe numele tânărului a fost emisă o ordonanță de reținere pentru 24 de ore sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă, conducerea unui vehicul fără permis de conducere și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau altor substanțe. Acesta a fost introdus în centrul de reținere și arestare preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Olt. Potrivit cadrelor medicale de la Spitalul Județean de Urgență Slatina, starea de sănătate a bărbatului rănit în accident este la fel de gravă. Pacientul într-o stare gravă în continuare, nu necesită neapărat tratament de terapie, de tratament intensiv, dar necesită oxigen suplimentar pentru că avea și o boală anterioară, o boală bronșită cronică. E într-o stare gravă și șansele sunt cam jumătate de jumătate de supraviețuire. Potrivit poliției, în ziua accidentului, tânărul de 29 de ani a intrat pe contrasens, lovind în plin mașina în care se aflau cei doi soți. În urma verificărilor, oamenii legii au descoperit că șoferul era drogat. La testarea cu aparatul drug test, polițiștii i-au găsit două tipuri de droguri în organism. În plus, bărbatul nu mai avea nici permis de conducere. Îi fusese reținut pentru viteză. A contestat sancțiunea poliției rutiere, dar a pierdut procesul cu IPJ Olt, spun anchetatorii. Primise termen de 30 de zile să predea permisul, dar perioada expirase deja, așa că în momentul accidentului el nu mai avea dreptul să conducă. În urma audierilor din această după-amiază, judecătoria Balș a admis propunerea parchetului de pe lângă judecătoria Balș privind arestarea preventivă pentru o perioadă de 30 de zile a conducătorului auto.